Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Laurențiu Păștinaru, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Bună dimineața, domnule Păștinaru! Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație! V-am invitat pentru că sunt foarte multe lucruri în ograda dumneavoastră, în domeniul de activitate, care au legătură cu fermieri și sunt foarte multe întrebări. Vom discuta despre cum puteți ajuta fermierii să aibă rezultate bune, o producție agricolă bună, cum poate interveni agenția pe care o coordonați în activitatea sectorului agroalimentar național. În emisiunea precedentă am vorbit de o zonă foarte importantă a domeniului pe care îl reprezentați și anume ajutorul pe care îl dați fermierilor în cazul în care există atacuri ale animalelor sălbatice, în momentul în care fermierii înregistrează pagube, pierderi din cauza acestor atacuri. Care este situația la zi în acest moment? Situația în acest moment, la nivel de Agenție Națională de Protecție a Mediului, noi am făcut un bilanț cu privire la aceste despăgubiri, dar deocamdată suntem în centralizare. Am centralizat pe anexa 2, ceea ce constă animalele sălbatice care nu sunt supuse vânătorii și avem un bilanț deja. Pe anexa 1 lucrăm la acest demers și urmează să venim cu un al doilea bilanț efectiv pe animalele din anexa 1, cele care sunt supuse vânătorii. Care e diferența între cele două anexe? Dacă animalele sunt supuse sau nu vânătorii, nu? Da. În anexa 2, unde avem ursul, lupul, zimbrul, râsul, carnivorele, noi intervenim în comisiile de evaluare și de constatare a pagubelor oriunde s-ar întâmpla aceste pagube. Deci absolut oriunde, că sunt în arii protejate, că sunt în zone în care nu sunt arii protejate, absolut oriunde unde pagubele sunt săvârșite de animalele din anexa 2 a legii vânătorii și protecției fondului cinegetic din legea 407/2006, intervenim în comisia de constatare absolut oriunde este paguba. În anexa 1 unde animalele sunt supuse vânătorii, unde căpriorul, cerbul, cerbul lopătar, noi intervenim în comisia de evaluare doar atunci când pagubele sunt produse în ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice. Bun, rămânând la anexa 2, dacă un fermier suferă un asemenea atac, are niște pierderi, ce se întâmplă mai departe? El solicită constituirea acestei comisii, nu? Solicită constituirea comisiei la nivel de UAT pe raza căruia s-a produs paguba, iar noi intervenim și constatăm și evaluăm împreună cu comisia, cu medicul veterinar și despăgubim. Câte asemenea cazuri au fost până în acest moment, să zicem, certificate de dumneavoastră și s-au acordat despăgubiri? Până la data de 26.05.2023, bilanțul Agenției Naționale de Protecție a Mediului prin colectarea tuturor datelor de la agențiile de protecție a mediului din țară numărau un număr de 324 de decizii și despăgubiri aproximative de 1,4 milioane de lei. 1.354.698 de lei, aproximativ 1,4 milioane de lei. Banii aceștia au ajuns deja la fermieri? Da, aș vrea să detaliez un pic situația acestor 324 de decizii de plată a despăgubirilor. În urma celor constatate, aceste 103 de decizii din cele 324 au fost deja achitate de către Agenția Națională de Protecție a Mediului în valoare de 388.567 de lei. 213 decizii în valoare de 900... Adică acești bani au intrat efectiv în conturile fermierilor pentru a compensa pierderile suferite. Da. Celelalte 213 decizii sunt în curs în valoare de 962.872 de lei, sunt în curs de plată de către agenția. Dar decizia e clară, adică fermierul va primi banii, doar că încă nu s-a efectuat plata respectivă. Plata, exact. Un număr de 7 decizii nu s-a putut face plata de către ANP Mediu, deoarece nu au fost
constatate obligațiile celor păgubiți de a ajunge la plată. Deci ei nu au respectat anumite obligații care trebuiau să țină cont de ele, să le pună în practică. Dar doar 7 asemenea cazuri. Puteți să-mi dați un exemplu? Da, n-au mers cu animalele domestice pe traseele marcate. Le-au lăsat de veliște prin munți și... Deci e și răspunderea fermierului până la urmă. Da, au obligații, de a le ține închise seara, de a merge pe trasee marcate, nu poți să lași așa oriunde să meargă animalul domestic. Vedeți, s-au mulțit și lupii și urși, știm foarte bine. Mai este o decizie pe raza județului Buzău cu privire la un autovehicul care a fost avariat de un urs. Acolo avem o despăgubire de 3.397 de lei. Aceasta este în procedură de a păgubitul de a primi banii de la CNAIR, Direcția Regională Drumuri și Poduri Buzău. Bun. Și procesul continuă și în perioada următoare, adică pe tot parcursul acestui an, dacă apar asemenea atacuri, fermierii depun solicitarea respectivă, se întrunește comisia, constată paguba și dumneavoastră dați drumul la bani, nu? Pentru categoric, categoric. Și aș vrea să vă spun ceva. Din aceste 324 de decizii pentru păgubiți, 220 de atacuri de urs. Deci din aceste 319. Atacul de urs e cel mai Da, 220 frecvent, de atacuri din specia ursului, iar 99 de atacuri din specia lupului. Șacalii? Șacalii se află la anexa 1. Ah, deci e diferență. Bun, și la anexa 1 cum stăm? La anexa 1 suntem în procedură de captare a tuturor informațiilor și deciziilor la nivel de APM-uri și urmează să venim Dar cu combinanță. Dar și aici se vor plăti, nu? Categoric. Și pentru fermierii care nu sunt în zonele protejate, ce se întâmplă? Cei care nu sunt în zonele protejate, ceea ce noi nu mai intrăm în comisiile de specialitate privind constatarea și evaluarea, ei se pot îndrepta către gărzile forestiere, către direcțiile agricole, de exemplu articolul 13 din legea 407/2006, exact ne explică cum pot intra ei în... Dar ei și aceștia pot fi despăgubiți? Categoric. Și tot de dumneavoastră, nu? Sau e alt buget? Tot de Ministerul Mediului. Dar nu de agenție? Da, nu de agenție. În acest moment, pentru aceste despăgubiri, la nivelul anului 2023, câți bani sunt la dispoziție? 8 milioane de lei. 8 milioane de lei, din care practic până acum s-au cheltuit acele 1,3, pe zona de anexă 2, 1,4, aproximativ. Vedeți și anexa 1, dar și sumele la anexa 1, din ce știți, vor fi mai mari sau vor fi comparabile? Da, vor fi mai mari, da. Dacă vorbim de la anexa 1, vorbim mai mult de pagube produse culturilor agricole, culturilor silvice. Aici intră mistreții, nu? Probabil. Mistrețul, șacalul. Cerbul, ați spus. Cerbul, lopătar, căpriorul. Trecem la o altă problemă pe care fermierii au ridicat-o, despre care am vorbit și în emisiunea precedentă în care ați fost prezent. Un număr foarte mare de fermieri vorbește în acest moment de atacul de ciori și de porumbei sălbatici. Foarte multe hectare de cultură, în special porumbul proaspăt răsărit și chiar și semințele, imediat după ce au fost semănate, sunt mâncate de aceste două specii de păsări. Am văzut și o reacție a ministrului agriculturii care vorbea și spunea că trebuie rezolvat într-un fel. Dumneavoastră aveți soluție, ați identificat o soluție și până la urmă o strategie pentru a veni în sprijinul fermierilor? Foarte mulți fermieri se plâng acum de atacul dat de cioara de semănătură. Am văzut porumbei sălbatici, cel gulerat și cel de scorbură. Am văzut aceste plângeri ale fermierilor la nivel de județul Constanța, din ce țin minte, Ialomița, Călăraș. Dar este o problemă. Am văzut în Ilfov am văzut iarăși. În Ilfov am văzut că este cu adevărat o problemă și în Neamț parcă. Am văzut ce a spus și domnul ministru al agriculturii Petre Daia. Ce aș putea eu să le spun fermierilor, sincer, metode preventive sunt tunurile de păsări, antipăsări, care creează anumite zgomote și
pot deplasa păsările, să-i sperie, nu da, știu. Să-i știu sperie. Că mai e folosită în cadrul, în caz, această metodă mai este folosită în cazul podgoriilor, pentru graurii care mănâncă boabele de struguri. Exact, da. Ar putea fi sperietorile, zmei care sunt în formă de șoim, drone deci acustice. Toate aceste metode practic preventive. Dar în cazul în care există un atac, ce se poate face? În acest moment un fermier are vreo șansă să fie despăgubit? Da, normal, fermierii trebuie să fie despăgubiți. Se dă o cotă de recoltă a acestor păsări în fondurile cinegetice până la data de 15 mai, de exemplu. Știm foarte bine că administratorul faunei cinegetice vine cu o cotă de recoltă a acestor păsări, dar trebuie să fim atenți aici și la directiva UE de păsări, pentru că ne-am asumat și trebuie să fim atenți și așa este normal, pentru că și ele au cuibărit, au etapele lor, dar fermierii trebuie să fie despăgubiți. Conform articolului 13 din legea 407/2006 privind legea vânătorii, ei trebuie să fie despăgubiți. Și cine trebuie să le dea banii respectiv? De exemplu, dacă nu sunt în ariile naturale protejate, neincluse în fondul cinegetic, Garda Forestieră trebuie deci să facă ține comunistă. Tot de Ministerul Mediului. Da, da, da. Dar oricum, fermierul are dreptul să solicite constatarea acestor pagube. Adică el poate solicita întrunirea comisiei, nu? Da, categoric. Acest lucru nu îi se poate refuza. Adică de la primărie nu îi poate spune, domnule, pleacă de aici că nu se poate. Nu. El solicită constituirea comisiei și comisia e obligată să se formeze. Eu știu din ce m-am documentat, pentru în iunie 2022 s-a venit cu un proiect de lege, legea 171/2022, prin care s-a stabilit o cotă de recoltă la porumbelul sălbatic, așa, pe exemplare pe zi de vânător, 20 de exemplare pe zi de vânător la porumbelul gulerat, iar cel de scorbură 3 exemplare. O să mă documentez și oricum. La cioara de semănătură? La cioara de semănătură e conform cotei de recoltă. Care e stabilită. Da, până la 15 mai. Dar vedeți dumneavoastră... E aici vreo problemă cu acest... Nu este o problemă, chiar s-a mulțit foarte mult. Deci trebuie venit cu un proiect de lege, vorbeam și cu domnul deputat Niță Nicu de la Brăila, care este membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, trebuie venit cu un proiect de lege. Vedeți, anul trecut s-a venit cu un proiect de lege cu privire la cormoranul mare, care era dezastru. Sigur, aici, deci era dezastru, vă spun sincer. E o pasăre celebră, domnul Daia a făcut-o celebră, da. Pe de o parte, pe de altă parte sunt în continuare controverse și sunt și organizații neguvernamentale și nu numai care contestă această situație și până la urmă nu atât situația cât măsurile care se impun. În cazul acesta cu cotele sunt probleme, sunt în instanță, sunt atacate cotele respective? Din ce știu, în anii trecuți, cotele de recoltă în ceea ce privește păsările sălbatice, știu că au fost date prin ordin de ministru și au fost atacate în instanță de ONG-uri. Bun, discutăm în continuare despre soluțiile pe care le au fermierii și despre modul în care pot fi despăgubiți pentru atacul animalelor sălbatice, dar și despre activitatea de reglementare și de emitere a autorizațiilor și avizelor pe care Agenția pentru Protecția Mediului o are, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Laurențiu Păștinaru, președintele Agenției pentru Protecția Mediului. Domnule Păștinaru, vorbeam înainte de pauză despre soluțiile pe care le-au fermierii pentru a fi despăgubiți în cazul atacurilor unor păsări, cum sunt porumbeii sau ciorile, situații care s-au înmulțit în acest an. Haideți să recapitulăm. Care sunt soluțiile? Da, în prima dată, soluțiile preventive ar fi cele pe care le-am expus, tunuri antipăsări, zmei în formă de șoim, drone acustice, chiar și înmulțirea prădătorilor, uliului porumbar ar fi o soluție, sperietori, astea ar fi cele preventive. Da,
cele pe termen lung, vă spun sincer și am toată deschiderea din partea domnului ministru, când domnul ministru știe de această speță și vorbiți chiar de ministrul mediului. Ministrul mediului, de domnul Tanțuș Barna, da, care este un iubitor al fermierilor și știți foarte bine pasiunea lui pentru domeniul agriculturii. L-am avut și în emisiune și chiar este un om implicat și cât poate în zona lui, sigur, presiunile la care este supus și Ministerul Mediului încearcă să găsească soluții. Până la urmă, trebuie o soluție echilibrată, trebuie să ținem cont și de opiniile celor care se luptă, mai ales în zona neguvernamentală, pentru protejarea faunei, dar sigur trebuie găsit o soluție de echilibru, că nici fermierii nu trebuie să sufere, asta e normal. Există o soluție până la urmă? Da, există o soluție, dar singura soluție viabilă este un proiect de lege. Deci în cadrul... o direcție legislativă. O direcție legislativă. Și o să discut cu domnul ministru și cu domnul președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Florin Barbu, și vom veni cu o soluție clară și exactă. Bun. Iar pentru fermierii care au deja asemenea atacuri, ei oricum pot solicita despăgubirile, nu? Da, da, pot, da. De fapt, pot solicita întrunirea comisiei de constatare a pagubelor și mai departe ar trebui să fie despăgubiți de către garda forestieră, din ce da, spuneți. Dacă da, nu da. Sunt în zone protejate. Dacă sunt în zone protejate, interveniți dumneavoastră. Intervenim noi, dar chiar și acum, adică... Da. Un asemenea atac poate fi despăgubit în acest moment. Da, un asemenea atac asupra unei culturi agricole care este într-o zonă de arie naturală protejată, neinclusă în fondul cinegetic, obligatoriu noi trebuie să intervenim. Dar soluția legislativă de care spuneți ar trebui să ofere un cadru general pentru asemenea situații, nu? Exact. Să vedem exact ce putem face, că totuși s-au mulțit. Deci vedem. În primul rând ar trebui să găsiți bani să fie despăgubiți fermierii. Exact, dar uitați-vă, fermierii chiar nu au nicio vină că vin ciorile de semănătoare și le mănâncă 100 de. Și în contextul actual în care profitabilitatea fermierilor e la muchie, celor din sectorul vegetal, dar nu numai. Acum vorbim de zona aceasta, s-a afectate 10, 20, 30 de hectare, 100 de hectare daună totală. După ce ai muncit și ai cheltuit să pui sămânța în pământ, dar, nu e deloc bine. Dar exact cum am spus, articolul 13 din legea 407/2006, legea vânătorii și protecției faunei cinegetice, prevede un articol, acest articol prevede cum se poate face despăgubirea în situația de față. Deci oricum, mesajul către fermieri este neapărat să meargă la primărie și să solicite constatarea acestor pagube. Asta e pasul obligatoriu, obligatoriu de făcut. Așteptăm legea respectivă. Haideți să trecem un pic într-o zonă mai generală de data aceasta, zona de autorizare și de emiterea unor avize pe care Agenția pentru Protecția Mediului aceste avize le dă, sigur, unor activități economice, printre care și zona de agricultură și industria alimentară. Povestiți-ne un pic care este area de activitate pe care o acoperiți. Da, vreau un pic pe calea dumneavoastră să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Agenției Naționale de Protecție a Mediului și din cadrul APM-urilor Agenției de Protecție a Mediului din fiecare județ, pentru că avem o creștere față de anul trecut, în primele 4 luni, de 20% a tuturor actelor de reglementare la nivel național față de anul 2022. Adică ați dat cu 20% mai multe avize, nu? Da. Avize, autorizații de mediu, autorizații integrate de mediu, acorduri de mediu, decizia etapei de încadrare, dăm foarte multe acte de reglementare în zona de activități economice cu impact asupra mediului. Și această creștere provine dintr-un număr mai mare de cereri din partea agenților economici sau dintr-o viteză mai mare a procesării acestor cereri? În România observ activitățile cu impact asupra mediului devin din ce în ce mai multe. Foarte multe firme, foarte multe proiecte de infrastructură mare, vedeți că e un șantier total, adică se construiesc autostrăzi, drumuri expres. Pentru noi... toate acestea trebuie să emiteți acest acord. Acest acord de mediu. Da, la nivel de... Dar la nivel de agricultură? La nivel de agricultură, autorizații de mediu, autorizații integrate de mediu, și aici avem un număr foarte mare de activități. Uitați, de exemplu, județul Călăraș.
unde știm foarte bine că se practică agricultura, avem aproximativ 50 de autorizații integrate de mediu, ceea ce privește domeniul agricol. Și tocmai de asta am ajutat APM Călăraș cu oameni pentru zona de reglementare. I-ați detașat și i-ați... Am scos la concurs când se putea, da. Și din ce îmi spuneți, activitatea se mișcă un pic mai repede. Da, un pic mai repede încercăm. Știți că în trecut, și bănuiesc că și în prezent, sunt în continuare supărări ale fermierilor și în general ale agenților economici din sectorul agroalimentar cu privire la viteza emiterii acestor avize și cu, iarăși, birocrația, hârțogăraia, tot felul da, de... Da, normal, nu putem să-i mulțumim. Sigur, nu e numai la dumneavoastră, pentru că o parte se duc și nemulțumirile din acest punct de vedere și către Apele Române, mai ales în zona în care doresc să facă sisteme autonome de irigații. E avizul integrat de mediu, nu? Le trebuie și la proiectele europene. Categoric, da, le trebuie. Sigur, dumneavoastră o să spuneți că asta e legea. Și aici, putem găsi o soluție în care să-i mulțumim și pe fermieri și pe de altă parte să și respectăm legea și dumneavoastră să vă asigurați că mediul este protejat și că activitatea respectivă economică nu aduce un impact mediului în România? Să știți că am dat curs la toate invitațiile fermierilor și la Comisia de Mediu din Camera Deputaților și la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. În ceea ce constă, colegii mei de la nivel de județe, din Agenții de Protecție de Mediu, mereu au avut o comunicare foarte bună cu fermierii, dacă nu au depus anumite acte în faza de procedură pentru emiterea autorizației, le-a adus la cunoștință, veniți, uitați, mai trebuie să aduceți asta, asta nu e completă, adică mereu din partea noastră a existat o comunicare foarte bună și pe calea dumneavoastră, prin emisiune, mereu când au nevoie, deci la toate agențiile de protecție a mediului din țară vor găsi ușa deschisă și mereu vor fi îndrumați. Timpul mai poate fi redus un pic? Deocamdată lucrăm la asta, la modificări asupra ordinelor de ministru, asupra legilor, dar nu vreau să promit încă așa ceva. Mai e o zonă pe care poate ar fi bine să o lămurim, aceea situație în care apar diferențe între județe, adică poate într-un județ lucrurile se mișcă mai bine sau în alt județ li se cer mai multe documente, această practică neunitară. Aveți cunoștință de ea? Există soluții să o remediem? Da, chiar mă bucur că m-ați întrebat chestia asta. Credeam că vă pare rău că nu, chiar poate e un subiect pe care nu doriți neapărat să-l atacați. Mă bucur mult, știu de această problemă. Deci există, e reală. Există o problemă la nivel de județe, nu avem o practică unitară. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu domnul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanțuș Barna. Am toată susținerea dânsului. Luni o să avem prima ședință cu privire la modificarea Ordinului de Ministru 1798. Vrem să venim cu o formă unitară în ceea ce privește actele de reglementare. Prima dată schimbăm Ordinul de Ministru care privește toate codurile CAEN cu privire la activitățile economice cu impact asupra mediului. După facem o comisie la nivel de Minister, Gardă Națională de Mediu, Agenție Națională de Protecție a Mediului și lucrăm efectiv pe fiecare cod CAEN ca să putem să avem un sistem unitar. Deci și fermierul de la Călăraș, că tot ați povenit, și cel de la Suceava, și cel de la din Bihor... vor avea parte de același tratament, nu? Și de documentație, și de timp, și de complexitate a lucrării, nu? Da, este o dorință mea și mă voi strădui pentru asta. Domnul ministru mi-a garantat că mă va ajuta și sper să o ducem la capăt. Vrem acest sistem unitar și chiar ar fi o realizare personală dacă aș face și chiar mă voi lupta să o fac. Domnule Păștinaru, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise fermierilor. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!